Clinica stomatologică Smile Dent Team. Implanturile dentare sunt o soluție ideală pentru persoanele care își doresc să-și înlocuiască unul sau mai mulți dinți. Dar putem recurge la aceasta și atunci când nu mai avem suficient os. Ne referim la persoanele care se confruntă cu pierdere considerabilă a osului, iar acest lucru influențează direct metoda de tratament care poate fi folosită. Astăzi avem posibilitatea de a reabilita pacienții prin metode alternative, ci și ne permite de a evita creșterile de os. Nu pentru că acestea nu ar fi efective, dar de multe ori ne permitem, într-o perioadă mult mai scurtă de timp, să redăm pacientului funcția și estetica dorită. Datorită pierderii dinților, datorită trecerii timpului, a traumelor, a parodontitei, o mare parte din osul prezent odată cu erupția dinților se rezolvă. Este un proces fiziologic care nu poate fi preîntâmpinat. De aceea, unii pacienți nu pot beneficia de tratamentul clasic cu acele implante scurte care le cunoaștem toți, dar ajung în situația când li se spune nu poți avea implante sau ai necesitatea de niște intervenții foarte sofisticate. Dispunem astăzi de soluții alternative, precum sunt implantele nazale, implante pterigoide și implantele zigomatice, pentru reabilitarea acestor pacienți cu lucrări fixe, provizorii și mai apoi definitive. Implantele zigomatice permanent sunt ultima soluție, adică ultima carte jucată. Tindem mereu să utilizăm metode cât mai simple de tratament. De exemplu, ar fi cazul pacientei care îl discutăm astăzi, este o pacientă care prezintă pierdere de os, dar nu înainte de a avea alte tratamente anterioare. Drept urmare, pacientei au fost propuse mai multe metode de tratament, una ar fi cu utilizarea implantelor și respectiv creștere osoasă, însă o altă metodă alternativă care am considerat oportună în cazul dat ar fi utilizarea implantelor pterigoide. Tot sunt niște implante din metal, sunt din titan, care au aceeași funcție ca și implantul clasic, de a susține acea lucrare protetică. Însă zona în care se inseră aceste implante este una diferită. O inserăm într-un os care nu este dependent de prezența dinților. În lucrul nostru de zi cu zi întâlnim foarte des cazuri interesante, dar și complicate, ca și cazul unei doamne venite la noi de peste hotare cu o multitudine de probleme. Doamna avea dificultăți în a mânca corect, era cumva incomodată să zâmbească din cauza poziției incorrecte a dinților. La prima vizită, după efectuarea tomografiei computerizate, am analizat în echipă cazul doamnei. La tomografie s-a văzut că doamna suferă de ani buni de boală parodontală, din cauza căreia dinții ei au avut de suferit și, din păcate, nu i-a mai rămas niciun dinte care ar fi putut fi salvat. Doamna automat avea nevoie de un tratament general, deci de o reabilitare totală. Reabilitarea totală necesită, în primul rând, lucru în echipă. Avem nevoie de un medic protezist, un medic chirurg și de o echipă de tehnicieni dentari. Noi, din start, am analizat cazul doamnei și am planificat cum va arăta zâmbetul ei, dar și situația ei la general. O reabilitare totală de obicei necesită două etape. Prima etapă și cea mai importantă este etapa chirurgicală. Imediat după intervenția chirurgicală, un medic protezist ia amprentă pacientii pentru a-i confecționa două proteze fixe înșurubate. Pentru fiecare proteză definitive, etapele încep cu colectarea datelor de către medic. Datorită faptul că pacientul avea deja un set de proteze provizorii, au fost folosite ca repier pentru a construi protezele definitive. În baza celor provizorii, am făcut câteva machete de probă, fiecare cu niște ajustări clinice recomandate de medic. La fiecare etapă a fost implicat și pacientul în design. După câteva probe au fost confirmate și am trecut la etapa de producere a protezelor definitive. Dacă este sau nu posibilă redobândirea zâmbetului atunci când nu mai avem suficient os și care sunt consecințele dacă nu intervenim la timp, vorbim în continuare cu medicul chirurg dento-alveolar Andrei Fanea, medic stomatolog. Bună ziua! Bună ziua! Andrei, ce ar însemna o insuficiență de os și care sunt factorii cu care ajungem la aceasta? Da, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc frumos pentru șansa de a discuta o temă pe care o consider că a fost, este și va fi actuală. De la bun început, trebuie să înțelegem
orice tratament implantoprotetic începe cu partea planificării. Este acea etapă când putem determina din start dacă este sau nu este, dacă sunt sau nu sunt condițiile necesare de inserare a celor implante clasice, acele implante de dimensiuni mici pe care le cunoaște toată lumea. Deoarece pentru a insera un implant avem nevoie de un volum minim necesar. Acel volum se manifestă prin înălțimea osului și prin lățimea osului. Dar sunt situații când nu putem insera un implant în acel os și automat avem două căi de parcurs. Ori creștem și formăm din nou soluția sau oferta osoasă, sau a doua metodă este folosirea unor implante speciale care ne permit să evităm acele creșteri de os, care pe lângă faptul că sunt și traumatice și costisitoare, dar totodată ne permit să obținem un zâmbet într-o perioadă mai scurtă prin intermediul unei proteze provizorii. Domn doctor, dar un pacient, o persoană, poate să-și dea seama că are o insuficiență de os sau asta află doar atunci când merge la stomatolog și auzim des că nu are de ce prinde implantul? Asta e vorba despre insuficiență de masă osoasă, da? Exact. Deci un pacient de sine stătător nu-și poate da seama dacă are sau nu os. Această situație poate fi determinată doar prin intermediul investigațiilor radiologice, atunci când medicul analizând poate determina dacă este sau nu este cantitatea de os necesară. Păi și atunci apare întrebarea, în ce condiții ei apar la voi cu aceeași insuficiență de os maxilar și care ar fi, dacă există careva soluții de tratamente stomatologice pentru a, eu știu, a evita această pierdere de os sau a o recupera până a ajunge la... sau să nu admitem o așa etapă când deja este imposibil de oprit sau de... Ok. Întotdeauna cel mai bine este să prevenim, adică profilaxia acestei situații. Sunt situații când putem preveni acest lucru, dar sunt condiții anatomice când chiar nu este posibil. Am să dau câteva exemple. De exemplu, o boală parodontală netratată, pentru o perioadă mai lungă de timp, poate duce la topirea, cum i-am spune, la figurata osului, în așa condiții că să nu mai fie posibil de inserat implantele. De aceea este necesar să frecventăm periodic și regulat medicul, ca în unele condiții, când nu mai este posibil de menținut acei dinți, strategic să extragem, să nu ajungem în situația de a nu avea os, chiar dacă pare un pic radical. Sunt situații în urma traumatismelor, în urma proceselor oncologice. Sunt situații care se produc după purtarea unei proteze mobile, deoarece acea proteză mobilă, prin presiunea care o creează asupra osului, duce indirect la atrofie osoasă. Sunt situații anatomice, cum am zis inițial, care nu pot fi preîntâmpinate. De exemplu, un pacient, chiar și atunci când a avut dinții, osul era foarte subțire. Un dinte, fiind organ propriu, natura se adaptează și îl poate menține în alveolă. Un implant, în asemenea situație, nu mereu poate fi inserat. De aceea, ca să preîntâmpinăm, este foarte important să frecventăm medicul regulat și să luăm deciziile corecte, pentru că de multe ori suntem influențați de alți factori decât cei medicali. Ca soluție ar fi să consultăm nu doar o părere, dar să consultăm două, trei păreri. Ce se întâmplă atunci când persoana nu merge la medic, a pierdut o masă osoasă? Pierderea asta continuă sau e cumva se localizează? Sau ce se întâmplă cu pacientul dacă nu-și pune implantul respectiv? Deci implantul sau implantarea în sine nu preîntâmpină rezorpția osoasă. Dar, cum am mai zis, purtarea celor proteze, menținerea celor dinți cu parodontită, menținerea unor punți dentare care nu permit igiena sau întrețin niște procese inflamatorii, niște proteze care traumează direct asupra țesuturilor, astea sunt cele care duc mai departe la rezorpție osoasă. Dar și trecerea timpului fără încărcarea acestui os, fără solicitarea lui funcțională, indirect duce la această atrofie de os. Ce se întâmplă dacă nu se adresează? Cu cât se adresează mai târziu în unele cazuri, cu atât tehnicile de tratament sunt mai complexe, cu atât sunt mai traumatici, cu atât sunt mai costisitoare, deoarece necesită folosirea altor tipuri de implante decât cele clasice. Presupun eu că nu toate clinicile, atât de stat cât și cele private din Republica Moldova, se aventurează în aceste tratamente complexe. Când, din câte înțeleg, Smile Dent e unul dintre liderii de piață în acest segment. De ce? Și care este, nu știu, altruismul vostru? Suntem unii dintre cei care prestează asemenea servicii, mai sunt și alții. De ce am ajuns la
această concluzie sau de ce am considerat necesar să le practicăm, deoarece automat era necesitate, era cerere din partea pacienților. Erau pacienți care se adresau și eram și noi pentru cei care dădeam din umeri și spuneam ori nu este posibil, ori mai așteaptă. Ca exemplu ne-au servit colegii de peste hotare, studiile care sunt, arată că este posibil de tratat asemenea pacienți, este necesar de dotări speciale pe care respectiv le-am implementat, este nevoie de dobândirea unor cunoștințe care iarăși de nou ne le-am asumat și acum suntem pregătiți să oferim servicii și să oferim dantură practic majorității pacienților. Sunt foarte puțini cei care nu ar avea nicio șansă de a avea restabilirea zâmbetului, cum ați spus dumneavoastră. Dar sunt mai multe tipuri de implanturi. Tot de la clinic, de la dumneavoastră, am auzit de implanturile zigomatice. Sunt mai speciale ele sau... Deci, implantele zigomatice le considerăm ca ultimă soluție. Sunt aceleși porțiuni, aceleși bucăți de titan, ca și implantele simple, doar că sunt de dimensiuni mai mari, cu o construcție un pic diferită și se inseră în zone diferite decât cele unde au fost dinții anterior. Se inseră la nivelul pometului. Dar înainte de a considera ca o soluție aceste implante de dimensiuni mari, permanent căutăm soluții mai simple, mai conservative, prin utilizarea implantelor pterigoide nazale. Pentru cei de acasă poate nu spun nimic aceste denumiri, dar sunt implante care se inseră la nivelul oaselor sau unor porțiuni anatomice care nu sunt dependenți de prezența dinților. De exemplu, parodontita care am menționat anterior, consumă osul din jurul dinților, protezele consumă osul pe care se suportau dinții, traumele în mare parte, sau atrofia osoasă, mai mult se petrece la nivelul osului alveolar, osul în care erau fixat dinții. Atunci când nu mai avem os în această zonă, una din soluții ar fi creșterea de os. Da, rămâne ca primă metodă, dar sunt cazuri când nu putem. Atunci începem să analizăm celelalte regiuni anatomice care nu sunt dependente de prezența dinților. Ele sunt prezente pentru toată viața, nu se rezorb niciodată, doar că unele cazuri anatomic pot fi mici și nu le putem folosi. Deci folosim implante nazale, pterigoide și ultima este ceea ce a spus dumneavoastră, implantele zigomatice. De ce? În primul rând sunt mai intervenții mai complicate, implică riscuri mai mult și de aceea le lăsăm ca ultimă soluție. Însă atunci când este cazul, da, le implementăm și oferim pacienților șansa de a avea dinți fixi. Bine, și apare și o întrebare. Deci aceste metode de protezare, fiindcă în sine ele sunt metode de protezare, această restabilire de os și implanturi, ele sunt soluții pe termen lung sau prevăd o careva revizii tehnică peste un timp oricare? Deci orice tratament stomatologic și în special în tratament chirurgical implantologic necesită vizite repetate de control. Deoarece o problemă care apare în jurul implantului nu mereu se manifestă ca în jurul dintelui, prin apariția durerii. Neavând durere, de multe ori știm că pacientul nu se adresează în clinic. Doar prin responsabilizarea pacientului de a se adresa anual pentru un consult de rutină, putem menține această situație, indiferent că este cu implante simple, că sunt cu implante speciale, cum am mai zis, doar prin controlul periodic putem preîntâmpina. Complicațiile care pot apărea în cazul celorlalte metode de tratament nu implică careva riscuri pentru viață. Sunt complicații care pot fi rezolvate în laborator, fără careva riscuri pentru viața pacientului. Haideți câteva sfaturi, niște motouri concrete de igienă dentară, așa că să prevenim acele complicații severe, majore, precum ar fi și deficitul de os. Ca toată lumea care cunoaște, cea mai importantă este igiena. Nu necesită tehnici speciale sau instrumente, nu știu, de pe altă lume ca să faci o igienă. Este aceeași periuță dentară, pasta dentară și respectiv regulat dimineața și seara, printr-o metodă, bineînțeles, diferită. Ca să fiu așa cât mai superficial, pacienții trebuie să elimine mișcările orizontale de mânuire a periuții, da? Este dorit mai mult mișcări rotative sau mișcări verticale de la nivelul gingiei spre nivelul dinților proprii. Am să mă întorc chiar și nou la vizitele repetate, sunt multe probleme care nu se manifestă în faza inițială și atunci când se manifestă ori este prea târziu, ori trebuie să niște măsuri mai radicale. Ce ar mai trebui să cunoască pacienții? Durerea în cazul parodontitei nu există, iar o parodontită se manifestă prin apariția sângerărilor, apariția mobilității, dinții încep să se miște, dinții își schimbă poziția cu timpul,
se dezgolește, acea gingie coboară, acele sunt momente care trebuie să-i pun în gardă și să-i ducă la medic, deoarece parodontită este o boală care nu are un tratament absolut. Adică nu există un medicament sau nu există o tehnică care să îndepărteze. Este o patologie sau o situație care trebuie să trăiască pentru tot restul vieții și ține doar de educație. Dacă se adresează la timp, are toate șansele să prindă bătrânețele cu dinți. Dacă nu, avem chiar pacienți sub 30 de ani care deja au rămas fără dinți. Da, pare de rău, dar este adevărat. Dar sunt curioasă încă, tot auzisem că de fapt spălatul dinților trebuie să fie după mâncare, da? Sau cineva zice că până la mâncare. Cumva depinde aciditatea alimentelor, cumva face mai sensibil suprafața dinților și când periem după mâncare putem altera mai ușor smalțul. Sau nu depinde? Ok, ceea ce este cu smalțul nu cred că este. De acord, există careva așa afirmări, precum în timpul nopții sau pe parcursul zilei se acumulează careva bacterii, odată și noi mâncăm, ingerăm acea mâncare, înghițim și aceste bacterii. Dar trebuie să percepem, acele bacterii sunt prezente, noi trăim împreună cu ele. Deci este important să igienizăm. Nu contează, când? Până la sau după, fiecare după cum preferă, dar este important să igienizăm. O influență atât de mare asupra sănătății nu are acest proces că este făcut inițial sau după. Nu extrapolăm că avem bacterii nocturne, care cultivă cavitatea bucală, și deci când mâncăm, toate bacteriile este mecanic, sunt mai multe momente de astea care... Dar asta e o lungă discuție. Da, da, da. Noi vă mulțumim foarte mult. Cu mare drag. Dinții nu se refac singuri. Prinde curaj, mergi la stomatolog și refă-ți dantura pierdută pentru a-ți recăpăta zâmbetul, dar și pentru sănătatea ta. Lipsa unuia sau mai multor dinți afectează nu doar cavitatea bucală, ci întregul organism.